Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Am văzut cu toții ieri atacul terorist al Kremlinului asupra spitalului de copii. În acest timp, Victor Orban face un turneu al dictatorilor și încearcă să ne anestezieze pe toți cu ofertele de pace, așa zisele oferte de pace pe care le-ar fi negociat sau l-ar fi discutat, mai bine zis, cu prietenul lui de la Kremlin. Astăzi vorbim despre atacul mărșav al Rusiei asupra spitalului de copii din Kiev, despre scrisoarea lui Orban către Consiliul European și despre ce va conține ajutorul de la summitul NATO care începe azi la Washington. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia vrea să-și înlăture responsabilitatea, bineînțeles, pentru bombardarea spitalului de copii din Kiev. Oficialii și propagandiștii ruși încearcă să se absolve de responsabilitatea pentru bombardarea spitalului de copii, Okhmadyut, iar analiștii militari au subliniat că mass media rusă face declarații false despre rachetele care au lovit spitalul și despre starea spitalului. Toate acestea contrazic, bineînțeles, dovezile existente. Centrul Ucrainean de Combatere a Dezinformării a avertizat de asemenea că surse de propagandă ruse intensifică diverse operațiuni de informare care vizează deturnarea responsabilităților pentru atacul Rusiei. În special, propaganda rusă a făcut afirmații false că Ucraina folosește o parte sau tot spitalul pentru a trata soldații ucraineni răniți, că Ucraina depozitează rachete la spital și că spitalul a fost lovit de rachete ucrainene de apărare aeriană, nu de o rachetă rusească. Cine să mai creadă pe rușii ăștia? Pentru că am văzut cu toții copilașii ăia slabi care ieșeau din spital, care erau îngrijiți pentru boli grave precum cancer. Am văzut și racheta care a intrat în spital. Ei, cine o să-i mai creadă? O să ziceți voi, sunt destui idioți utili care veți vedea că vor sări ca arși. Îi veți regăsi și pe pagina mea, o să vedeți. În tot acest timp, Orban face un turneu al dictatorilor, iar după întâlnirea cu Putin, acesta a trimis o scrisoare cinică către Uniunea Europeană despre pacea pentru Ucraina. După vizita sa în Rusia, premierul maghiar Viktor Orban a scris șefului Consiliului European Charles Michel și liderilor UE o scrisoare cu un rezumat al negocierilor sale cu Vladimir Putin, unde a trimis, de fapt, teza propagandei rusești despre pacea pentru Ucraina. În scrisoare, premierul Ungariei asigură că în timpul vizitei nu a făcut nicio propunere și nu și-a exprimat nicio opinie în numele Consiliului European sau al Uniunii Europene, iar declarațiile contrare sunt nefundate. Vorbind despre conversația cu Putin, Orban a spus că atitudinea lui Putin față de situația din prima linie diferă semnificativ de interpretarea președintelui Zelenski. Cine vrea să citească întreaga balivernă de scrisoarea lui Orban, o găsește linkul în comentarii. Ziua 867 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 9 iulie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 553.410 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1.220 de militari, 7 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă și 49 de sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Summitul Alianței Nord-Atlantice se deschide astăzi la Washington și va dura 3 zile, iar principala sa problemă va fi extinderea ajutorului pentru Ucraina.
de data aceasta, summitul NATO este unul jubiliar, în urmă cu 75 de ani, 12 țări au semnat tratatul de la Washington, care a devenit baza alianței. În prezent există deja 32 de țări în blocul de apărare. Acest summit va fi, de asemenea, ultimul al lui Jens Stoltenberg ca secretar general al NATO. De la 1 octombrie, el va fi înlocuit oficial de către fostul prim-ministru al țărilor de jos, Mark Rutte. La summit va participa președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Acesta a plecat deja în Statele Unite, oprindu-se pe drum la Varșovia, unde a fost semnat un acord bilateral de securitate între Ucraina și Polonia. Liderii țărilor NATO la summit ar trebui să ia oficial o decizie privind întărirea rolului alianței în furnizarea și coordonarea asistenței de securitate pentru Ucraina. În plus, ar trebui aprobată finanțarea suplimentară în valoare de 40 de miliarde de euro. Această obligație financiară va fi distribuită între membrii NATO în funcție de mărimea PIB-ului lor. Bineînțeles, Ungaria probabil nu va participa la program. Ea a blocat această inițiativă, dar în cele din urmă a fost de acord cu condiția ca banii Budapestei să nu fie folosiți. De asemenea, este de așteptat să fie anunțat un pachet mare de ajutor militar și, în primul rând, este vorba despre întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei. Este, în primul rând, despre sistemele Patriot și despre rachete pentru sistemele Patriot. La summit va fi confirmat din nou cursul pentru aderarea deplină a Ucrainei la NATO. Cu toate acestea, nu trebuie așteptat o invitație oficială și se știa dinainte că acest lucru nu se va întâmpla. NATO a subliniat în repetate rânduri că Ucraina va fi membra alianței, dar numai după încheierea războiului. Totuși, potrivit presei americane, în proiectul de comunicat al summitului NATO, drumul Ucrainei către alianță este definit ca irreversibil. Oficialul de la Kiev a insistat să menționeze irreversibilitatea cursului euroatlantic al Ucrainei în decizia summitului. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.